Salutare pariori! Pentru ziua de vineri, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 3 pronosticuri. Haideți să le vedem! Bielefeld Wolfsburg. Gazdele vin după o remiză obținută cu scorul de 3-3 pe terenul lui Bayern, iar tipsterul David Chirilă se așteaptă ca aceștia să resimtă din plin oboseala după performanța reușită în etapa precedentă. De cealaltă parte, oaspeții traversează o formă de zile mari, reușind să înregistreze 5 victorii în ultimele 6 etape. Mai mult decât atât, aceștia au ajuns la 6 meciuri consecutive fără gol încasat. Ținând cont de calitatea celor două echipe și de forma oaspeților, tipsterul nostru recomandă pariul 2 solist. Medvedev Tsitsipas. Tipsterul Andrei Bratu spune că rusul Medvedev are toate șansele pentru a se califica în finala de la Australian Open. Acesta are un avantaj psihic în fața adversarului său de vineri, deoarece l-a învins în 5 din precedentele 6 întâlniri directe. În plus, în faza sferturilor, Medvedev a încheiat meciul în 3 seturi, în timp ce Tsitsipas a avut nevoie de aproximativ 4 ore de joc pentru a se impune în fața lui Nadal. Prin urmare, tipsterul nostru recomandă pariul de tip handicap la game-uri, Medvedev minus 3,5. Schwenninger Mannheim. Gazdele se află pe a 4-a poziție în clasamentul diviziei de vest din campionatul Germaniei, în timp ce oaspeții ocupă prima poziție. Tipsterul Andrei Cinculescu spune că ambele formații practică un joc ofensiv bun, marcând în medie aproximativ 3 goluri per meci. Acestea sunt implicate cu regularitate în meciuri cu scoruri ridicate, așa că recomandarea tipsterului nostru este pariul pe cel puțin 5 goluri produse. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.